Am revenit, ediție specială Cocktail, alături de mine în platou în continuare, Cezar Zăinescu. Am lăsat discuția undeva în zona asta a amintirilor, a ceea ce s-a întâmplat în perioada în care erai la Oxford, după ce ai plecat de la Oxford, prin internship-urile tale din Brazilia și din Moscova. Ne-am plimbat un pic și prin oportunitățile pe care le aveai și eram cumva la partea asta la care încercam să înțeleg cum ai ales tocmai Buzăul și cum ai, ți-ai pus în ordine lucrurile astfel încât să te întorci tocmai în orașul natal. Și acum aș vrea să continuăm tot în zona asta și da. Să te întreb ce ți-a plăcut atât de mult la Buzău sau ce-ți place atât de mult la Buzău? Când mă uit în jur, și în jurul blocului, și în jurul orașului, simt, nu neapărat, simt că este al meu. Simt, ăsta e copacul pe care l-am urcat prima dată când aveam 5 ani. Aici am aruncat prima minge, aici a spart cineva prima minge pe care am dat-o în grădina lui din Greșea. O mulțime de amintiri frumoase mă leagă de oraș. Și crezi cumva că sentimentul ăsta de apartenență este ceva ce este doar al tău? Sau este ceva ce aparține mai multor oameni, dar poate unora le este teamă să se întoarcă acasă sau... poate că au alte motive. Pentru că mă uit la generația ta și la colegii pe care știu din generația ta și în cea mai mare măsură au ales deja să-și formeze vieți în alte orașe. Și de asta te întreb ce se întâmplă mai specific sau ce s-a întâmplat în cazul tău astfel încât să fii din nou aici. Da, se poate că acest sentiment să nu apară sau nici să nu-ți dai seama de el. Nici eu nu mi-am dat seama de el până prin anul 3-4 de facultate, când mă gândeam că aș fi putut să merg pe ce drum vreau. Dar parcă niciun drum nu avea atât de mult sens cât acela de a mă întoarce și de a aplica aici ceea ce am învățat, ceea ce am văzut. Nu neapărat aici în Buzău. Buzăul a fost o oportunitate pentru mine. Aplicasem prin mai multe locuri și am fost foarte surprins de ce am găsit aici. Deci o mare parte pentru care am ales Buzău este jobul actual. Te-ai gândit în momentul în care ai plecat în Anglia, adică acum destul de mulți ani, că la finalul acelui drum te vei întoarce acasă? Nu. Sunt mai multe momente în care mi-am evaluat viitorul. Printre ele, în clasa, nu mai știu dacă a 9-a sau a 10-a, ne-a întrebat doamna dirigintă, doamna Gaitanovici, unde ne vedem peste mulți ani. Și eu aveam două răspunsuri. În cel mai bun caz, un cercetător de renume prin nu știu ce laborator și opțiunea de rezervă, pe atunci era un chirurg pe undeva. Mi-am dat seama mai târziu că aceste lucruri erau separate total. Deși probabil dacă aș fi rămas în țară aș fi făcut medicina. Dar prin oportunitatea de la Oxford mi-am dat seama ce îmi place cu adevărat. Și prin ce îți place cu adevărat se află și partea asta de a împărtăși cu comunitatea. Și strict în scopul ăsta știu că tu ai publicat o carte. Tu ai deja o carte publicată. Nu am publicat-o eu. La început, când m-a angajat, m-a contactat o fostă colegă de generală care are o ediție de cărți făcută de ea, de alte persoane, o colaborare așa mai mare cu cărți care să ajute elevii la admiterea la medicină. Și la momentul acela nu avea nimic de chimie. Și m-a întrebat dacă n-aș vrea eu să o ajut sau dacă nu cunosc pe cineva. Și am avut și timp și resurse și văzându-mă cu oportunitatea în față, am spus că o să scriu eu cartea aceea. Și în momentul ăsta această carte se găsește în librăriile online, este disponibilă, o folosesc elevii care se pregătesc să devină studenți. Ce s-a întâmplat cu acest demers? Este disponibilă online. Am verificat chiar astăzi, înainte să vin, ca să știu, scria stoc epuizat. Deci, asta e o veste bună deja. Este o veste bună. Înseamnă că te pregătești pentru al doilea tiraj.
nu știu, dacă o să fiu contactat pentru oportunități, o să mă gândesc. Depinde și de timpul pe care îl am. Te-ai gândit la o carieră în mediul ăsta universitar sau o carieră de profesor, nu știu, toată partea asta de predare și de a ajuta pe ceilalți? M-am gândit și la partea aceasta, dar simt că nu aș fi chiar cel mai bun profesor. Mă pricep mult mai mult să învăț decât să-i învăț pe ceilalți. Deși am, să zic, meditat mai multă lume de-a lungul timpului, simt că nu este ceva ce aș face în mod continuu. Acum, pentru că tu ești modest și eu nu vreau ca tu să fii atât de modest, eu mi-aduc aminte că pe vremea când te întorceai de la Oxford, lucrai cu copii din HTU. Îmi făcea mare plăcere. Mi-a dat doamna Găitanovici această oportunitate și mie chiar îmi plăcea. Fiind pe la Olimpiade, știind despre ce era vorba, veneam și făceam cu ei experimente, îi mai ghidam pentru proba practică, îi mai ajutam și la probleme de teorie și chiar îmi plăcea foarte mult. Dar era ceva limitat. Știam că o să fie doar 2-3 săptămâni. Nu știu dacă aș fi putut să fac asta, să spun, un an întreg. Dar fiind ceva atât de limitat și dând mai departe cunoștințe pe care le-am acumulat și eu tot pentru Olimpiade, m-am simțit bine să fac asta. Și în acest proces prin care ai trecut tu, cam ce contribuții au avut mentorii pe care i-ai avut? Cam cât de mult, asta într-o exprimare puțin mai elogioasă, cât de mult l-ai datora oamenilor din viața ta faptul că ești în punctul ăsta aici? Destul de mult. Am avut foarte mulți profesori la Oxford. La Oxford, profesorii erau împărțiți pe colegii. Colegiul meu avea 4 profesori de chimie, fiecare cu specializarea lui. Și fiecare oameni foarte interesanți, diferiți, foarte multe tipuri de oameni, dar foarte mulți acolo pasionați. De exemplu, aveam un profesor bătrân, pe la vreo 68-69 de ani. Cred că eu am făcut parte din ultima generație pe care a luat-o el din anul întâi și, de fapt, cred că până prin anul 3, așa. Dar el nu voia să se pensioneze, nu voia să plece. La un moment dat chiar îl căutau colegii lui cu hârtiile de pensionare și el fugea și se ascundea de ei. Și chiar și după ce s-a pensionat, se oferea, de la el mai vizita Oxford și se oferea să facă clase cu elevii din anii mai mici. Să înțeleg că ai fost înconjurat în toată această perioadă de la Oxford de foarte multă pasiune pentru domeniu și pentru ceea ce înseamnă să iubești ceea ce faci. Și acum, cumva natural te întreb, crezi că o parte din această pasiune și acest entuziasm pentru profesie pe care l-ai văzut la Oxford din partea profesorilor tăi s-a transferat cumva și în atitudinile pe care le ai tu astăzi față de domeniul tău? Cred că da, destul de mult. În primul rând este vorba și de un profesionalism. Cred cu tărie că atunci când faci ceva, trebuie să faci cât de bine te pricepi și cât de bine poți, ca să nu ai niciun regret după și să ai și un sentiment de împlinire. Și pentru că, uite, tot încercăm și eu cel puțin încerc să înțeleg cum am putea face lucrurile să funcționeze mai bine, cum am putea să modificăm lucruri din societatea noastră care în momentul de față poate nu sunt în cea mai bună versiune a lor. Care sunt acele câteva lucruri pe care tu le-ai luat din Anglia și le-ai aduce aici, la noi? Poate nu neapărat în sistemul educațional, dar și în sistemul educațional și, nu știu, în sănătate, dacă ai avut vreo experiență, în viața de zi cu zi a oamenilor. Din fericire, nu am avut probleme de sănătate cât am fost plecat din țară și am fost foarte mult plecat. Dar știu că sistemul de sănătate merge destul de bine. Cum am ajuns prin simplul fapt că m-am înscris la colegiu, am fost și asigurat medical acolo. Cât despre sistemul de învățământ, cred că la noi este puțin prea stufos. Cum ți-am spus și mai devreme, eu n-am avut nevoie să învăț nimic la matematică în primul an, pentru că deja știam tot. Și asta spune multe, având în vedere că pleci din România cu materia învățată pentru primul an de la Oxford.
Și cu toate astea, foarte mulți studenți pleacă pentru că ei consideră că educația este mai bună dincolo. Ai simțit cumva că acolo este un plus valoare față de ceea ce ai putut să faci în România? Acolo te învață să înveți. Dacă faci ceea ce îți place să faci, o să reușești, sigur, pentru că ai toate materialele puse la dispoziție. Și asta te învață în special acolo. Nici nu știi cât s-au transferat în prima sau a doua săptămână, când și-au dat seama că ceea ce făceau nu era pentru ei. Și au avut oportunitatea asta. Au avut înclinație, au mai avut un interviu și s-au transferat de la chimie la fizică, la matematică, la... Tu te-ai îndoit vreodată de drumul pe care l-ai ales? Pentru că din tot discursul ăsta al tău pare că toată viața ta a fost foarte bine organizată și mă gândesc că poate ai avut măcar un singur moment în care te-ai întrebat ce faci cu viața ta sau dacă ai ales drumul potrivit. Sincer, a fost mai mult o întâmplare, dar toate lucrurile par să se fi potrivit cumva. Nu este neapărat ales, cât mi-a fost... pur și simplu pus în față. Drumul mi-a pus în față diferite oportunități de care eu m-am agățat. Care este cea mai importantă sau cea mai frumoasă sau cea mai specială oportunitate pe care ai avut-o până acum? Pe care am avut-o până acum? Sunt destul de multe. Prima Olimpiadă Națională, sigur. De acolo am prins spiritul pentru concursuri și pasiunea pentru chimie. Apoi a fost și prima dată când am intrat în lotul olimpic al României și am fost surprins cu câtă atenție sunt tratați olimpicii. Am avut profesori universitari de la universitate și de la Politehnică și ei s-au ocupat de noi timp de 2 săptămâni întregi. Și asta mi s-a părut extraordinar. Mi se pare că la noi este puțin o situație a extremelor. Ori ești foarte bun, ori ești foarte slab. Și nu se face nimic pentru a se remedia asta. Nu trebuie să fim neapărat buni la toate. Trebuie să găsim ceva ce ne place sau ceva ce ne simțim bine să practicăm și să mergem într-acolo. Foarte important este să ni se și ofere oportunități. Uite, chiar, ție, cu toate aceste rezultate, ți s-a reproșat vreodată că nu te pricepi la X lucru sau la Y lucru? Dar nu reproșat în sensul de Cezar nu ți-ai făcut bine patul sau Cezar nu știu... Dar simt eu că nu mă pricep la foarte multe lucruri. Nu mă pricep așa de mult la lucruri tehnice, deși pot să învăț. Nu știu, nu mă pricep la gătit absolut deloc. Dar și acolo, când a fost nevoie, am învățat, dar n-am făcut cu drag deloc. Este vreun lucru pe care, vreun alt lucru pe care te-ai vedea făcându-l în viața ta viitoare? Dacă să spunem că, uite, mâine n-ai mai putea să lucrezi în domeniul tău, n-ai mai putea să fii chimist, ce altceva ai putea să faci, ce altceva ai face? Este mai greu de răspuns la... și nu prea pot să-mi imaginez. Bine, nici acum nu sunt chiar chimist, aș putea spune că sunt mai mult cercetător pe partea asta. Nu prea pot să-mi imaginez foarte bine ce altceva aș putea să fac. Nu este neapărat o alegere. Este ceea ce simt eu că pot să fac. De pildă, n-aș putea să fiu un prezentator TV, nu vorbesc atât de mult zile în șir, dar mi-e o oră întreagă. Mi-ar fi plăcut să pot să-mi dezvolt un business. Dar din nou este foarte greu, ai nevoie de oportunități. Nu știu dacă sunt omul potrivit să se ocupe cu așa ceva. Skillurile mele sociale nu sunt la fel de bune cum sunt cele de rezolvat probleme. Nu e o chestie atât de dorință cât este de îndemânare. Și cum arată planurile tale de viitor? Cel puțin pentru viitorul apropiat, pentru că la cum s-au schimbat lucrurile în viața ta, cred că dacă te-aș întreba acum ce urmează să faci în următorii 10 ani și te-aș invita peste 10 ani într-o altă emisiune, cred că lucrurile astea ar destul de diferit.
pe termen mediu, termen scurt și mediu, mă văd destul de sigur lucrând aici la Buzău. Nu știu dacă știi, dar tocmai s-a transferat o foarte mare parte din producția din Europa la noi în țară și avem foarte, foarte mult de muncă. Erau două ductiluri, ductil electro și ductil sârmă, stil. Și cel la care lucrez eu este deținut de americani, celălalt era deținut de ruși. Aceștia l-au închis în pandemie. Americanii au cumpărat tot teritoriul de acolo și acum este un singur ductil. Și a început deja să se lucreze la halele industriale vechi, să fie reamenajate pentru a mări capacitatea de producție. Și noi momentan transferăm electrozi și alte consumabile de la celelalte fabrici care s-au închis. Dar văd o oportunitate foarte mare aici, făcând parte și din grupul acesta internațional Lincoln Electric, să avem comenzi prin toată lumea pentru electrozi speciali, ceea ce n-ar fi fost posibil fără o astfel de comunitate. Dar cum pot să fie niște electrozi speciali? Și bine, în primul rând, cu cerințe speciale. Și ce faci tu propriu zis? Sigur. Bine, multă lume, nici eu înainte, nu știam prea multe despre electrozi. Știam că mai suda unchiul meu un gard, un ceva acolo. Dar am învățat foarte mult despre sudură de când m-am angajat. Sudura este practic o modalitate de a uni două metale cu sau fără material de adaos. Noi aici în Buzău producem consumabile materiale de adaos, fie electrozi înveriți, fie sârmă tubulară. Pentru că nu este atât de simplu ca și cum ai pune un metal între alte două metale, îl încălzești foarte tare, trecând curent electric prin el și se unesc. Nu, pentru că au loc diverse oxidări, trebuie să fie arcul electric continuu și cam de asta mă ocup eu. Momentan au venit la noi foarte multe produse străine și eu sunt mai familiar cu ele decât, pentru că au fost acolo de când am început eu să lucrez și asta am făcut, am transferat produse străine. Și am fost surprins cum cu aceeași rețetă, dacă nu ai materialele necesare, pur și simplu nu merg, nu pot fi făcute consumabile respective. Și de acolo au apărut foarte multe provocări pe care le-am rezolvat, nu vreau să spun doar eu, cu Doamne ferește, cu echipa întreagă și cu șeful nostru, care are foarte multă experiență de foarte mulți ani, cred că lucrează în cercetare. Când a ajuns, el mi-a spus că ductil avea 7 sau 8 rețete de electrozi și acum avem sute, multe sute, care se produc în mod continuu. Mi se pare foarte frumos cu câtă încântare vorbești eu despre ceea ce faci. Pentru că probabil că unii dintre prietenii tăi, nu știu, poate prietenii mei, poate cei care ne urmăresc, s-ar aștepta ca după ce spui că ai avut o evoluție în cadrul unei universități cum este Oxford, da, apoi să faci, cum am spune noi în limbaj cotidian, să faci ceva extraordinar, să faci ceva nemai văzut, să faci ceva inedit. Și cu toate astea, eu nu m-aș fi gândit niciodată ce lucruri interesante poți să faci la Buzău. Și nu m-aș fi gândit niciodată că un tânăr poate să fie atât de pasionat de lucrurile astea. Aici am, evident, o altă curiozitate. Nu te-a tentat niciodată, pentru că îmi doresc ca și cei de acasă și îmi doresc și ca și tinerii să înțeleagă exact ce s-a întâmplat cu procesul tău și cu transformarea ta. Nu te-a tentat niciodată varianta de a lucra, nu știu, într-o companie ca în filme sau ca ceea ce își imaginează tinerii ca mine, de exemplu, că ar putea să fie viața unui om care a studiat în străinătate? Depinde ce-ți imaginezi și multe lucruri din filme sunt mult înflorite. De exemplu, acum și cu vaccinul anti-COVID. A fost o muncă laborioasă a foarte, foarte multor persoane. Un efort imens. Ceea ce, sincer, nu era pentru mine toată acea muncă de laborator. Puneam totul pe hârtie și apoi mă duceam în laborator și făceam diverse experimente. Când ceva mergea prost, trebuia să mă opresc, să mă întorc la hârtie, să mă opresc. Și cumva mă țineam acolo, nu, țineam foarte mult, ocupau foarte mult din timpul meu, erau
extensii ale programului neprevăzute. Pe când aici ce fac acum, fac mai mult doar partea de gândire, de design, de programare. Adică eu mai schimb rețeta, mai modific rețeta din care se face înverișul electrodului sau interiorul sârmei tubulare. De acolo dau mai departe altor persoane care fac asta. În timp ce ele fac asta, eu îmi notez tot acolo și în funcție de ce dificultăți întâmpină pe parcurs, ne consultăm între noi și vedem ce putem face mai departe ca să rezolvăm aceste dificultăți. Eu am făcut paranteza asta gândindu-mă și la faptul că eu vin din domeniul psihologiei și de obicei când vorbesc cu oameni, ceva extraordinar, așa cum am zis în cazul tău, am încercat cel puțin să creionez, este genul ăsta de activitate pe care au văzut-o oamenii în filme, de criminalistică, spre exemplu. Știi? Când spui psihologie, spui ok, o să citești minți, o să investighezi situații șocante, o să lucrezi cu pacienți cu boli extraordinar de rare. Și își imaginează că aia este psihologia care merită. Și apoi vine cineva care vorbește despre psihologia de cabinet, unul dintre terapeuții dintre noi, care trăiesc printre noi, care ne fac viața mai frumoasă zi de zi, și sunt oarecum surprinși sau șocați că pare plictisitor sau că nu pare interesant. De asta voiam să nuanțez și cu tine puțin, da. Pentru că din exterior, dacă mi-ai spune mie, care nu mă pricep la domeniu, cu ce te ocupi într-o singură frază, aș fi tentată să spun că, băi, dar nu pare chiar atât de interesant. Și cu toate astea, din ce povestești tu acum, ascultându-te, pare cel puțin interesant. Da, o să vorbim și despre asta mai pe larg. Nu pot să intru foarte mult în detalii, pentru că fiind rețetele companiei, nu pot să spun exact fiecare material ce face. Dar să revenim la partea cu filmele. Nu este deloc chiar ce te-ai aștepta. Adică și mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place chimia organică. Dar pe hârtie. Pe hârtie arată foarte interesant. Molecule mari, frumos, mecanisme. Îți trebuie o minte foarte bună pentru a vedea în spațiu tot ce se întâmplă. Dar după aia ajungi în laborator și ai un lichid incolor pe care îl pui cu un alt lichid incolor, lași să se amestece 2 ore, muncești mult ca să separi produsul care te interesează, o să muncești și 6 ore și apoi îl lași și obții al treilea lichid incolor. Nu este chiar cel mai spectaculos lucru. Adică în filme toate sunt colorate frumos, transformări spectaculoase, efecte. Nu, în laborator totul este foarte, foarte controlat. Nu este chiar atât de interesant, totul trebuie să fie foarte securizat, se face sub o atmosferă inertă, ia timp și numai să pui sistemul sub o atmosferă inertă. Nu este chiar atât de... E o diferență mare între film și realitate. Acum eu vorbesc de partea pe care o cunosc, partea mea. Nu știu să spun despre alte filme cu avocați, cu psihologi. Uite, acum o să-ți cer să dai din casă o informație, bine, nu confidențială, dar totuși o să-ți cer să dai din casă. Nu ți s-a întâmplat nici măcar o dată să ai genul ăla de reacție din filme când ai încercat să combini niște substanțe sau ceva care depășește cumva pregătirea mea, deci nu o să intru în denumiri de substanțe, și să ai o reacție din asta care n-ar fi trebuit să se întâmple? Adică nu ți s-a întâmplat niciodată. Dar nu la Oxford. Eram într-una dintre vacanțele de la Buzău, când meditam copiii pentru olimpiadă și efectiv amestecam tot ce se putea amesteca pe acolo. Totul era destul de sigur și au fost chiar 2-3 pățani pe care le-am avut. Nici nu știu dacă să le povestesc sau nu, sunt foarte amuzante, dar sunt și puțin... Uite, e vineri seara, asta este o emisiune în care încercăm să te descoperim, să descoperim călătoria ta, să descoperim procesul tău prin care ai ajuns să fii aici, să împărtășești cu comunitatea și de ce nu să ne și relaxăm. Da, se întâmplă și multe lucruri care sunt nu chiar dorite, dar sunt foarte amuzante. Cineva, la un moment dat, făcea o reacție de un experiment de titrare în care picura un acid peste o bază sau invers cu un indicator colorat. Și acel indicator era roșu în mediu bazic și incolor în mediu acid. Dintr-o greșeală s-a
vărsat pe jos și toată podeaua era oarecum o culoare roz. Ce ne-am gândit noi să facem? Am turnat puțin acid, puțină apă, am învârtit cu o mătură până când a dispărut. Foarte amuzant a fost că puțin mai încolo a intrat o profesoară pe tocuri și noi stăteam, ne uitam unii la alții și râdeam și ne întrebam dacă o să observe pantofi mai încolo acidul de pe jos. Nu era doamna Gaetana Mici. S-a întâmplat să intre altceva peste noi. Altă dată, cineva din greșeală a pus niște clorat de potasiu peste acid clorhidric concentrat sau invers, nu mai știu. Și asta dădea un miros toxic de clor. Emana un gaz toxic de clor. Eu am văzut asta, mi-am dat seama și am neutralizat foarte repede cu tiosulfat de sodiu pentru... Uite, eu stai să nu aș fi gândit să deschid geamul. Dar am deschis și geamul și uite, nu mai era nicio problemă de toxicitate, dar mirosea a ouă stricate. Bine că eram... Era în timpul orei, s-a aerisit tot, s-a aerisit și holul și totul a fost ok. De asta nu și-a dat niciodată nimeni seama, nici acum. Până la momentul acesta al dezvăluirii, la care probabil că profesorul din HDO se uită. Bine, îmi asum vina aici, e vina mea pentru că te-am provocat să spui. Nu, dar n-a fost niciun pericol real, niciodată, totul a fost controlat. Bun, și cu toate că uneori în laborator se întâmplă ca lucrurile să mai meargă prost și să nu iasă chiar așa cum ne dorim, ție ți s-a întâmplat vreodată să ai vreun moment în care ai crezut că chiar nu ies lucrurile sau chiar nu vor ieși așa cum vrei tu? Și eventual, dacă răspunsul este pozitiv, ai schimbat ceva din ceea ce ai făcut până acum? Da, mi se pare că sunt momente în care ar fi putut decurge mai bine, dar nu cred că aș schimba ceva. Sunt destul de mulțumit cu locurile prin care am trecut, unde m-au condus și aștept să văd unde o să mă duc înainte. Chiar încercam să mă gândesc dacă mi-ar fi plăcut, nu știu, de pildă, o carieră de IT-ist, pentru că asta e acum la modă, dar pur și simplu n-a fost ceva ce să mă atragă la momentul inițial, n-a fost ceva ce am urmărit, sau o carieră de manager să-mi fac propria mea afacere, din nou nu este ceva pentru mine. Mi-ar fi plăcut să fie, dar nu este. Din activitatea și din experiența ta de până acum, ai niște sfaturi pentru tineri? Pentru că cu siguranță, măcar din prietenii tăi, ne urmăresc și tineri în momentul ăsta. Și probabil că, din ce știu eu, la momentul respectiv, tinerii cu care lucrai tu erau destul de impactați de ideea de a lucra cu tine. Adică mi-aduc aminte că se crea așa un fel de verbă că o să vină Cezar Zăinescu la HDU și că o să facă pregătire cu elevii de la chimie. Și mi-aduc aminte că se mai adunau câțiva gură cască, cum le-am spune, eventual cam cum erau în situația de a nu fi neapărat acolo, dar de a vedea ce se întâmplă. Printre aia m-am numărat și eu, pentru că am venit și eu odată când lucrai cu elevii și am vrut și eu să văd ce se întâmplă. Deci știu că ai avut un oarecare impact. Bine, zic un oarecare, dar tu de fapt ai avut un real impact acolo. Care este un sfat sau care este viziunea pe care ai vrea tu să o împărtășești cu tinerii? S-ar putea să fie un clișeu prima parte, dar trebuie să-ți urmezi pasiunea sau chemarea. Și apoi, al doilea lucru care este la fel de important și chiar mai important, să reușești cumva să scoți un profit din pasiunea ta. Să-ți potrivești pasiunea cât de bine poți cu cererea care este acum, pe piață. Și cererea asta ar trebui să fie ceva ce un elev poate să vadă el singur sau este ceva ce tu mai degrabă recomand să evalueze alături de mentori, profesori și alte persoane? Ar fi minunat să aibă mentori alături de care să poată să evalueze aceste oportunități, dar sunt foarte mulți părinți care nu înțeleg pasiunea copiilor lor și vor să-i facă doctori, IT-iști, militari, ne întrebându-i pe ei ce le place la școală, ce le place să facă în timpul liber, orice altceva. Simt că fiecare o să-și
Și nu știi, îi sfătuiesc foarte mult să vorbească cu cei puțin mai mari decât ei, cu vreo 2-3 ani, care au fost pe aceleași urme, care au fost la facultatea la care vor ei să se ducă acum, la acel profil, să vadă exact ce se face acolo și dacă sunt chiar interesați de ce se face. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, timpul se pare că s-a mișcat destul de repede. Nu știu dacă ai vreo explicație fizică sau chimică. Am auzit tot felul de teorii din astea, conform cărora timpul zboară mai repede în ultima vreme. M-ar interesa în încheiere, cum ai reușit tu să depășești momentele pe care le-ai simțit dificile? Pentru că cu siguranță ai avut și tu momentele tale grele. Și de obicei întreb asta fiecare tânăr de succes pe care l-am în față. Fiecare are modalitatea lui de a trece peste astfel de momente. Eu, sincer, când știam că ceva trebuie făcut, chiar dacă nu îmi place, strângeam din pumni și mergeam înainte. Mă ambiționam și mă enervam și, într-un fel sau altul, treceam peste. Îmi făceam oarecum o inițiativă. Îmi urcam o inițiativă pentru a trece de acest obstacol. Desigur, dacă este necesar, trebuie să fim și foarte atenți cu ce vrem să ne ocupăm timpul și cu ce nu merită să ne ocupăm timpul. Tu cum ai reușit să disociezi între ele? Nu este atât de greu pe cât pare. Trebuie să te gândești puțin spre viitor. Fac acest lucru, învăț la această materie pentru acest examen care contează atât. Pe de altă parte, examenul ăsta contează de 5 ori mai mult. De exemplu, în anul 4, notele la Oxford sunt peste 70, ești în prima clasă. Și eu, când am terminat facultatea și eram în ultimul an, mi-am propus să fiu peste 70. Am fost la 71. Ceea ce cred că a fost exact nivelul de efort pe care am vrut să-l depun și pe care l-am depus. Pentru că asta ar fi implicat fiecare punct peste, înseamnă timp luat din altă parte. Asta e un gând foarte frumos cu care să rămânem în urma acestei emisiuni. Îmi place foarte mult ideea asta de trebuie să reușești cumva să-ți împarți timpul pentru toate lucrurile care contează și să fii conștient că dacă vrei să pui mai mult timp într-o parte, atunci vei lua din timpul alocat celorlalte părți. Sper că am înțeles bine ce ai vrut să spui. Da, asta am vrut să spun. Cu această mențiune, încheiem această ediție a emisiunii Cocktail. Și în continuare vă invit să rămâneți alături de noi pe Campus TV, pentru că urmează colega noastră Magda Ionescu cu o nouă ediție a emisiunii De ale Buzoianului, ediție în care l-are invitat pe domnul dr. Adrian Zoican, șeful Smurd UPU Buzău. Și bineînțeles vă invităm să aveți o seară minunată și un weekend plăcut. La revedere!